Pentru că am fost trezit la 5 dimineața de niște domni care au ieșit pe balcon. Giugiuc și bonus l-am văzut și pe Neamarin. Stank ta ta tank stank ta ta ta. Hai, iubire! Mă, cum să bei, mă, bere la ora 7 dimineața? Televizorul care este minuscul aici. Avem muși de vită. Și eu sunt în pantaloni scurți. Avem un noroc. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they're putting my... Neața, dragilor, astăzi plecăm la munte. Unde plecăm mai exact? Mergem la Râșnov. Cel puțin acolo ne vom caza, dar am vrea să mergem în principiu la Bran. Pentru că ultima dată când am fost la Bran, am mâncat la un restaurant foarte, foarte bun. Restaurantul se numește Brandenburg și acolo am mâncat cel mai bun muș de vită pe care l-am mâncat eu vreodată. Așa de puternic îi. Așa că ce ne-am gândit noi? Băi, ce facem weekendul ăsta? Hai să mergem până la Bran să mâncăm muș de vită. Ne-am pregătit băgăjelile și hai să mergem. Ne-am oprit la un OMV să luăm ceva de mâncare și am prins o vreme minunată. Ia priviți. Și eu sunt în pantaloni scurți. Avem un noroc. Mersi frumos. Boala copiilor. Ha? Sanchi, nu? Ce faci? Am ajuns, dragilor. Suntem la pensiunea Pânicel. E frumos, dar nu prea. Aici suntem la camera 4. 4! 1 e Dorel! 1 a băgat milioane! Haideți să vă fac un room tour. Ușa, intrarea, un cuier pe stânga. În dreapta avem o baie. Uitați, bă, cartela. Aceasta este baia. Aici mâncai, aici mă căcai. Aici sunt eu, bună. Sunt Mari și sunt mocheta casei. No, e ca mine cochetă. No. La asta nu mai are rost să-i fac test că-l văd din prima. Nu e ce trebuie. Chiuvetă, mama, mam, duș. Mai departe, un dulăpior foarte drăguț. Pat, simplu, drăguț, frumos. Televizorul care este minuscul aici. Nu înțeleg de ce mai pun oamenii televizoarele în camerele de hotel, că nu se uită nimeni. Cel puțin eu nu mă uit. Și aici avem balconul. Deci vreau să vă zic că este o pensiune foarte, foarte drăguță. Este foarte mult spațiu. Acolo avem parcare în zona aia. Și în spate, în partea din spate a pensiunii, au și cai. Deci poți să și călărești. O să încerc eu să filmez pe acolo când ieșim. Cam asta e. Vom sta astăzi, mâine vom pleca. E un weekend lejer, puțină relaxare, pentru că am avut o săptămână foarte plină. Astăzi mă gândeam să fac și un unboxing la un produs pe care l-am câștigat la cei de la Photosetup, dar voi vedea dacă am timp. Este vorba despre un stabilizator pentru telefon. Așa, am pus Waze-ul, mergem către Brandenburg, că mâncăm mușchiuleț de vită. Ce vă luați voi? Hai să vă arăt și cum arată meniul. Arată cam așa. Ai de toate, absolut tot ce vrei, găsești pe meniul ăsta. Eu mi-am un mușchi cu niște ciuperci aș vrea. Auzi, la băuturi? Eu vreau tot așa, un mușchi de vită cu sos de ciuperci. Ah, apropo, hai să dăm start la cronometru să vedem cât timp vine. Gata, dragilor, a venit mâncarea după aproximativ 32 de minute și mâncarea arată excepțional. Avem muș de vită, piure cu mărar și bacon. Și acolo avem un sos de ciuperci. La fel și acolo. Aici avem niște ciupercuțe la grătar. Acolo tot așa, același mușchi de vită, coaste cu cartofi gratinați și sos de ce sus e la? Un sos pentru coaste. Muș de vită cu legume la grătar. Și aici avem limonadă. Mușchiulețul arată cam așa. Să știi că... Deci mușchiulețul e excepțional, ca de fiecare dată. Puiul, peștele și puța se mănâncă cu mânuța. Iată că am comandat și desert, prăjitura casei cu înghețată de vanilie. Hai să vedem cum este prăjitura casei cu înghețată de vanilie. Da, și desertul este foarte bun. Hai, vine aici, sus, sus, hai, haide. Bă, vino încolo, vine aici. Ce faci, mă, puiule? Puiul. Pa. Gata, dragilor, am mâncat aici la Brandenburg, mușchiul de vită, cum v-am mai zis, extraordinar. Adică toată mâncarea pe care am mâncat-o aici a fost extraordinară. Servirea giugiuc și bonus l-am văzut și pe Neamarin. Acum mergem, ne întoarcem la pensiune și direct la somn. Ne vedem mâine. The next day. Bună dimineața, dragilor, pentru unii, pentru mine nu a fost chiar așa de bună, pentru că am fost trezit la 5 dimineața de niște domni care au ieșit pe balcon și au început să vorbească foarte tare și să povestească din ale tinereții. Vreau
seară, păi dar ce înseamnă asta? Unde suntem? În slung? N-am mai putut să dorm, bineînțeles. După aia m-am uitat pe geam, ce credeți? Fix acolo la scaunele alea, doi oameni mai în vârstă, erau la 7 frumos, butelcuța de Neumart. Mă, cum să bei, mă, bere la ora 7 dimineața? Hai să coborâm să vedem ce avem la micul dejun. Gata, dragilor, plecăm acum de aici, de la complexul Ponicel. E foarte drăguț. Am făcut, o să fac și un video pe TikTok despre pensiune, despre plusuri, minusuri. E foarte drăguț că există și căluți și poți să călărești aici, dacă vrei. O să postez pe TikTok și pe Instagram. Practic o să fie o recenzie, o să dau și o notă și o să fie plusuri și minusuri despre această cazare, prețuri și așa mai departe. O să vedeți și care este prețul pentru plimbarea cu căluțul, prețurile de la restaurant și așa mai departe. Noi ne continuăm drumul, mergem acum la cabana 3 Brazi să bem ceva. Ce faci, mă, frumosule? Ia uite ce am pentru tine. Ce frumos ești. Poftim. Stank, ta, ta, tank, tank, tank. Ce tată ce e? Așezământuri. Stank, ta, ta, tank, stank, ta, ta, ta. Ușor, Andrei, că mi-e frică, ușor, așa, Andrei, ușor. Gata, am plecat de la pensiune. Am plecat un pic pe fugă, că ne-au alergat niște albine, ies, nu știu ce erau. Avem și un înțepat aici. Și acum mergem la cabana 3 Brazi. Iată, ne ajungi și la 3 Brazi, care este acolo în spatele meu, nu știu dacă se vede. Acum ne îndreptăm către cabana secuiilor. Noi, de fapt, acolo mergem de fiecare dată. Deci de fiecare dată când venim la munte, ne ducem la cabana secuiilor și bem un suculeț, un frappe, o cafea, ceva. Deci de aici, de la 3 Brazi, mai mergem cam un kilometru pe jos până la cabana secuiilor. Am ajuns? Am ajuns repede. Un kilometru am mers pe jos atât. Bine, n-aș pacă urci, cobori, munte, dă. Și aud muzică. Deci cântă cineva. Hai să vedem cine cântă. Ne-am luat un frappe. Ascultăm muzică, ne relaxăm. Te iubesc. Te iubesc. Gata și cu cabana secuiilor. A început ploaia. Mergem la restaurant la Dragului să mâncăm ceva. Gata, boșilor, am ajuns și la Dragului. Cred că mergem tot pe mușchi de vită. Eu vreau limonadă cu pepene. Dragilor, a venit mâncarea. A durat aproximativ 25-30 de minute, ceva de genul. Și arată cam așa. Avem mușchi de vită cu sos brun și piure. Ceea ce am iau tot timpul. Mușchiulețul, nota 20. E super bun. Nu sunteți pregătiți pentru desertul ăsta. Gata, dragilor, am terminat și de mâncat. Acum ne vom întoarce acasă. Am ajuns și noi acasă, în sfârșit. Am prins o vreme și o ploaie pe autostradă. A fost un drum foarte obositor, pentru că a plouat, vizibilitatea scăzută. Boșilor, dacă ați ajuns până la finalul clipului, eu vă mulțumesc din suflet și am să vă rog să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like și să lăsați cât mai multe comentarii, să-mi spuneți unde ați vrea să mergem în următoarele vloguri. La munte, la mare, în străinătate, dați-mi idei. Și eu, bineînțeles, am să vă citesc comentariile și am să vă dau inimioară tuturor. Până una alta, m-ar ajuta extraordinar de mult dacă ați apăsat pe butonul de subscribe, pe butonul de like, cum am zis, să lăsați multe comentarii. Ne vedem la următorul vlog. V-am pupat!